Ok, salut YouTube și bine mare găsit la noi, voi sunt Tax, aici după cum vedeți și în titlu și în thumbnail, astăzi ne-am făcut pe Kidro cu balanță de 720 de dolari și astăzi, mă băieți, o să încercăm să luăm the skin of the day, ca zic așa, skin of the day. Skin of the day a fost, mă rog, pe 18-11-2023, probabil voi când vedeți clipul ăsta deja aproape de decembrie, dar nu contează, mă băieți, pentru că, na, pui mei, trebuie să ne registrez cu mai multe videoclipuri, pentru că am mai multe videoclipuri înregistrat și pui mei și, na, trebuie să vină și bănetul. Deci, da, avem aproximativ 720 de dolari, după cum v-am spus. Avem acest skin of the day Butterfly Knife Floor. Și o să încercăm să luăm un Butterfly Knife Floor cel mai ieftin, cred că e suma de vreo, nu știu, cred că vreo 1500 de euro sau ceva de genul. Minimal wear, avem field tested, iar uite, well worn avem din nou la 1000 de euro și battle scar la 900 de euro. Am putea să încercăm să luăm până la 900 de euro, cu totul că la noi condiția care, păi mei, ar trebui, dar nu este nicio problemă, băieți. În caz că vreți să depozitați și voi pe acest nou site, puteți să folosiți promo cu 2 XL cu DD pentru un plus 10% orice depozit. Vă ajută și pe voi și mai și pe mine și așa multe bagi clipuri de genul. Nu uitați că aveți și promo codul de la NBA în descriere, de unde vă puteți achiziționa jocuri super ieftine. Ai primit 300 pentru 300 reducere pentru produsele fizice și 500 reducere pentru produsele online. Deci, da. Bun, hai să dăm un 2 vs 2 corect. Că cu această cutiuță o să dăm un battle de 250 de euro. Sperăm că o să luăm, ca să putem să fim cât mai aproape de battle-ul, de ăsta, de cuțitașul ăla, de butterfly-ul ăla lor. Deci, da, hai să vedem. Până acum conducem 100% cu condamn bridge-ul ăsta, perfect. Avem pe port Cody, încă un Midnight Rush, încă un condamn bridge, asta e ok, 80 de euro, găsim un avantaj. Ok. Și l-am luat, aparent și dacă era să fi fost un să fi fost un versus 1 versus 1 versus 1, l-am fi luat, dar e ok, măcar am făcut un mic profit. Avem 75 de dolari, oricum, nouă ce ne trebuie să avem skin-ul respectiv în inventar. Deci da, nu trebuie să dau sale-ul, nu știu ce dracu am dat sale-ul, dar e ok. Hai să dăm și noi aici 2 versus 2 și o să dăm așa activitate, ca zic așa. Bine, ce de tot trec în continuu, pui mei contentul și ba, schimb de la unul la altul și probabil de-aia multă lume pleacă, multă lume vine, pui mei, deci e destul de complicat. Bun, și am impresia că l-am câștigat. Da, perfect, bă, băieți, i-o dat și sticker de 40 de euro. Bine, oricum am făcut 5 euro profit, dar bă, 5 euro, 5 euro la urmă urmei. Hai să vedem, mai băgăm o jaina, mai băgăm un d-asta și mai băgăm un... Uite, mai băgăm 5 d-asta și o să dăm din nou pe Mondoandro și o să dăm 2 versus 2. O să invocăm toți boții și data asta nu o să mai vine căcaturi pentru că, na, sunt pro și am uitat că trebuie să fac un challenge. Deci da, suntem la underdog mode, deci noi ne rugăm să ia aici cei mai buni. Practic am mâna asta constant underdog mode, deci da, până acum văd că conducem. Pentru că are boteva 100 de euro. Hai să vedem Jaina. Ok, Asimovul ăla na, e ok. Măcar impresul ăla din noi ok. Văd că boteva e Biz on Fire, vorba aia. Bun, și un cuțit de la Bot Groovy. Asta vreau să văd, 200 de euro frumos de căciulă. Cel puțin 20 de euro. Deci, da, mai are și un Furia la 11 euro, normal. Mi place nouă, bă, băieți, mă. Acum, numai dacă unul ne dă sticker-ul la top item-ul gen Howling Crawl sau ceva de genul, sau nu știu cum se numește exact. Acum n-are cum să-și mai revină, n-au cum să-și mai revină gen. Deci, da, sperăm că nu se întâmple chestia asta, cu totul că sunt șanse foarte mici, dar ar fi cool, mi-a într-un battle underdog să ne dea căcatul ăla. Dar ok, bun, l-am luat din fericire și văd că este, mamă, și-o mai luat și un sticker 200 de euro. Bă, că suntem foarte bune pe intuiție în momentul de față, avem în balanță aproximativ, hai să vedem, 633 de euro. Păi eu cu skin-urile astea pot fain frumos să mă duc aici să căutăm Butterfly Lore. Uite, Butterfly. Vreți să ne băgăm la... A, nu ne băgăm la o creație, nici nu știu ce să fac, sincer să fiu. Hai să dăm la 1.5 și să dăm așa la unde ăsta, pe partea dreaptă. Aparent dacă ar fi fost să-l fi luat pe ăla gen, să fi dat ăla la 1500, nu l-am fi luat. Numai dacă băgam balanță. Băi, ok, hai să mai dăm niște battle-uri dacă tot mai avem balanță.
Să mai dăm 50 cu 100 și cu 120 și avem la fix, cred, mă rog, aproximativ la fix. Și acum o să dăm 2 versus 2 pe modul normal, mă, băieți. O să invocăm din nou toți boții și să sperăm că o să luăm cel mai bun pentru echipa noastră, ca zic așa. Pentru România, aia zic, băieți, bine, mă, bine, începe frumos, mă, cu pereche de cuțite, mă, prea bun pe intuiția asta, mă, băieți, mă. Ai că unul mânca va și gura voastră, mă, 260 de euro de aici, ești nebun la cap, de puțin 260 de euro. Bun, 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 bă, o ducem bine, o ducem bine. Hai să vedem Jaina. 50 de euro, ok. Katana. Bine, cei drepte și pot reveni din cutiile astea. Deci, mai ales din ultima, așa ar putea reveni foarte ușor, dar asta nu cred că mai are șanse. Desigur, mă băieți, pentru că suntem prea buni pentru acest joc. Mai frumos, 4... A, 1100. Am citit 1600. Mă rog, am făcut 584 de euro. Bun, și hai să vedem cam cât avem în balanță în momentul de față. Avem 1521. Dacă merge la schimb, am putea lua fain frumos noi aceste mai alte skin-uri. Și apare nu sunt skin-uri în stoc. Oricum, după cum le puteți vedea, aveți și bonusul de 15% cum e Black Friday. Și odată ce, uite, aveți de exemplu niște skin-uri de 1500 de euro, vă bagă 200 de euro în plus, mă băieți. Asta înseamnă, pui mei, la 1500 de euro vin 1750 de euro. Deci eu zic că e combinație, ești nebun la cap. Și poți să selectezi mai multe skin-uri, mă rog, apare numai 3 skin-uri poți să selectezi, după aia îți dă balanța înapoi în ăsta. Și da, mi se pare destul de interesantă chestia asta. Deci, da, bă, cred că, da, hai să mai faci un battle, de fapt, hai să vindem asta la 584 de euro. O să mai dăm încă un battle, uite, o să dăm un battle așa, un battle așa, așa. Încă 95, încă 66, cred că ar fi ok, da, și o să dăm pe modul 2 versus 2 și pe modul underdog, mă, băi, și să dăm din nou, să invocăm toți boții, să vedem dacă avem un streak de win-uri. Până acum am câștigat cam toate, mă rog, de la începutul clipului nu chiar, dar pui mie, măcar, na, avem un streak de vreo 3 sau 4 win-uri la rând, deci eu zic că e interesant, e destul de bine. Și anticosfarul lor, a, credeam că e mai scump, ok. Aparent, digger-ul lor e mai scump, oricum încă suntem la avantaj pentru că este modul underdog și ce ne dorim e să nu luăm skin-uri bune, tocmai ce s-a întâmplat acum. 200 de euro cu 235, este mai de vreo 20 de euro sau ceva de genul. Nu mai suntem, am preluat avantajul din nou. Perfect, adică, ba da, este mai de vreo 70 de euro, dar, pui mei, totuși. Bun, un factory new empress de 137 de euro. Hai să vedem cutiuța Anders, bun, niște cuțite din ambele părți, ok. Avem 600 de euro, iau vreo 700, deci se pot întâmpla multe, exact ce ziceam, bot grovi. A, dar încă semn avantaj, ești nebun la cap, ok. Katana, hai să vedem cu katana, bun, încă tot semn avantaj, asta e foarte bine. Ultima cutie, revenge, și cred că l-am luat. Easy. Easy, mă, băieți, easy, uite așa ne-am mai făcut încă 1000 de euro, lejerea, nu avem cam 2000 de euro, bă, băieți, din 700 de euro. Bine, oricum, voi dacă ar fi să depozitați, mă, băieți, după cum bine știți în fiecare videoclip, vă informez să jucați responsabil, pentru că asta e cea mai importantă chestie dacă vă jucați la site-uri de astea de gambling, pentru că, pui mei, ai șansa și să pierzi, dar ai șansa și să câștigi, gen, pui mei, is 50-50 șansele. Deci, da. Bun, bă, cam ăsta ar fi clipul meu, pentru ați văzut, uitați să vă lăsați primul codul like, să cu 2D pentru un plus 10% de depozit. Vă aștept pe băi și pe mine și așa multe face clipuri de genul. Că vă stați să-l băi și ne revedem data viitoare. Bye, bye! Pa!